Gabriel Sandu, fostul ministru al comunicațiilor, înțeleg că a fost reținut, a existat această decizie de reținere. Colegul meu, Cristi Zărescu, este în direct cu noi. Bună seara, Cristi, spune-mi, dă-mi mai multe detalii despre domnul Gabriel Sandu și dacă știi ceva și despre domnii Cocoș sau domnul Gheorghe Ștefan. Bun găsit, doamnelor și domnilor, dar într-adevăr se pare că Gabriel Sandu este primul dintre cei audiați astăzi care a și primit o ordonanță de reținere valabilă pentru 24 de ore. Vă spuneam că este primul pentru că sunt zvonuri că și ceilalți urmează să primească astfel de ordonanțe. Deci deocamdată doar fostul ministru al comunicațiilor, Gabriel Sandu, a primit o astfel de ordonanță și urmează să fie scos cel mai probabil pe ușa din spatele meu în foarte scurt timp. Vă spuneam că mai sunt audiați și alte persoane foarte importante în acest dosar Microsoft, cum ar fi, de exemplu, Dorin Cocoș sau primarul orașului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, de asemenea și Dumitru Nicolae, un patron foarte important din capitală, patronul unui complex comercial. Și aceștia sunt audiați și vă spuneam că sunt toate șansele ca și pe numele lor să fie emise ordonanțe. Dacă se va întâmpla acest lucru, atunci în următoarele 24 de ore, începând din momentul în care a fost emisă ordonanța, urmează ca toți cei care vor primi ordonanțe să fie duși în fața magistraților pentru a se emite pe numele lor și mandate de reținere. Îți mulțumesc mult, Cristi. O să stăm cu o cameră acolo la DNA, chiar în loc pe producătorul meu, să punctăm bine acea ușă ca să îl vedem eventual pe fostul ministru al comunicațiilor, domnul Gabriel Sandu. Dar haideți pe scurt și cu imagini de acolo de la DNA să ne reamintim puțin de această șpagă colosală care este vehiculată în dosarul Microsoft, 9 milioane de euro, după care revin la invitații mei din platou și nu uitați breaking news-ul momentului, posibilă reținere a fostului ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu în acest dosar Microsoft. Vă așteptați să fiți reținut? Claudiu Florică, cel care intenționa în 2009 să participe la licitația licențelor, a fost pus în legătură cu Dorin Cocoș prin Dinu Pescariu, care a inițiat planul. În cursul lunii ianuarie 2009, Dinu Pescariu mi-a făcut cunoștință cu Dorin Cocoș, care m-a primit în biroul său situat lângă Arcul de Triumf. Aici mai erau de față Gabriel Sandu, ministrul comunicațiilor, și Gheorghe Ștefan, vicepreședintele PDL. Pentru Gheorghe Ștefan, la ora aceasta nu avem decât faptul că prin ordonanță se pune în discuție infracțiunea de trafic de influență și spălare de bani. E pregătit domnul Ștefan pentru cei mai rău, inclusiv pentru reținere? Da, am fost anunțat deja. Că va fi reținut? Exact. Și că urmează să se desfășoare activități care au ca scop final propunerea de reținere și ulterior de arestare preventivă. Se discută de transferul în situația lui Gheorghe Ștefan de 4 milioane de euro, operațiunile financiare care ar fi fost făcute în vederea susținerii acestui proiect de licențe Microsoft. Totul a fost pus la cale de fostul soț al Elenei Udrea, care a și împărțit șpaga. La Dinu Pescariu ar fi ajuns 9 milioane de euro, iar din această sumă Dorin Cocoș a primit aproximativ 6 milioane de euro. Din această sumă, Dinu Pescariu urma să-i dea lui Dorin Cocoș suma convenită între ei. Întâmplător sau nu, în toată această perioadă, Elena Udrea primește bani împrumut de la Dinu Pescariu în două rânduri pe care îi trece în declarația de avere. Elena Udrea a menționat că a luat un împrumut de 200.000 de lei de la Dinu Pescariu, bani care trebuiau returnați în 2 ani. În 2012, Udrea declară un alt împrumut de 500.000 de euro în care creditorul este Dinu Pescariu, iar debitorul Dorin Cocoș. Dosarul Microsoft va avea un efect și asupra dumneavoastră, având în vedere că cel puțin doi apropiați ai dumneavoastră sunt în acest moment la audieri. Dar în acest dosar mai sunt implicați și alții miniștri care au făcut parte din guvernul din care am făcut și eu parte, care sunt membri ai, s-au suspendat, ai Partidul Mișcare Popular, dar s-au suspendat. Este o realitate pe care mi-o asum. Dar sunt un om politic care a luptat 10 ani pentru independența justiției, de aceea mi-aș dori ca justiția să rămână independentă. Susțin candidatul Partidului Mișcarea Populară în alegeri. Vă descriu pe doamna Udrea. Inteligent, ambițios, capabil de negociere, extrem de rezistent în bătălia politică, deci aș spune la vârsta dânsei, 36-37 de ani, un politician extrem, unul din cele mai bune produse ale politicii în PDL în ultimii ani.
Președinte Traian Băsescu, pe 22 decembrie se va înscrie în Partidul Mișcarea Populară. Va prelua funcția de conducere odată dacă dumneavoastră de devine președinte. La noi nu-i ca la PSD. Dorin Cocoș, el reținut în această seară, doamnelor și domnilor, vom intra imediat în direct din nou cu colegul meu Cristian Zărescu. Este o seară cu multe știri de ultim moment, breaking news. De asemenea, acolo la DNA s-a emis ordonanță de reținere și pentru fostul ministru al comunicațiilor, domnul Gabriel Sandu. Cristian Zărescu este acum în direct din nou cu noi. Bună seara, Cristi! Reținere după reținere, înțeleg, da? Da, era de așteptat. Până la urmă au fost patru persoane chemate astăzi la audieri și era de așteptat ca pe numele celor patru să fie emise și astfel de ordonanțe. Inițial s-a auzit doar de Gheorghe Ștefan, însă se pare că primii care au primit astfel de ordonanțe sunt Gabriel Sandu, iar în urmă cu puțin timp și Dorin Cocoș. Cel mai probabil vor primi și ceilalți doi, având în vedere că practic acuzațiile sunt destul de comune și afacerile pe care le-au făcut cei patru sunt comune, vorbind despre dosarul Microsoft. De altfel, peste foarte puțin timp vor fi scoși cei doi de aici din sediul DNA, pentru că văd undeva în spatele celor care filmează, văd că deja a fost adusă o mașină de aici de la DNA, care cel mai probabil îi va prelua pe cei doi sau măcar pe unul dintre ei. Potrivit procedurii, cei care vor fi reținuți în această seară în baza ordonanțelor vor fi duși la arestul Poliției Capitale. Acolo își vor petrece prima noapte în spatele gratilor, după care mâine vor fi duși în fața magistraților, acolo unde procurorii vor cere pe numele lor și eliberarea unor mandate de arestare valabile pentru următoarele 30 de zile. Repet informația, deocamdată doar două ordonanțe au fost emise pentru Dorin Cocoș și Gabriel Sandu. Mai sunt înăuntru la audieri Gheorghe Ștefan, cunoscut și ca Pinalti, primarul orașului Piatra Neamț, și omul de afaceri Dumitru Nicolae, cunoscut și ca Niro, pentru că el deține un complex comercial. Mare atenție! Acum cred că vom avea imagini care ar putea intra în istoria post-decembristă. Acum îl vedem pe domnul Cocoș cu cătușe. Extraordinar. Vă așteptați la așa ceva? Ce părere aveți, domnule Sandu, de reținerea noastră? L-am văzut, cum comentați această măsură, domnul ministru? Văzinanul pe cătușe la Cocoș. Așadar, domnilor și domnilor, imagini pe care puțin dintre dumneavoastră le intuiau în urmă cu câteva luni, Dorin Cocoș, cătușe la mâini, pentru că procurorii DNA au emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore în cazul domniei sale în dosarul Microsoft, acolo unde este acuzat că a luat o mită de numai puțin de 9 milioane de euro, cel puțin așa este declarația, aceasta este declarația unui martor din dosar. La fel l-am văzut încătușat și pe fostul ministru al comunicațiilor, Gabriel Sandu, pentru că toată această șpagă s-ar fi luat pentru intermedierea unor contracte guvernamentale în zona comunicațiilor. Haideți poate mai vedem acele imagini, pentru că eu cred că vor face, acestea sunt imagine, vor face istorie. Fostul soț al Elenei Udrea, încătușat. Domnia sa a pornit afacerile în România la finalul anilor 90 cu acele parcări Dali. A câștigat foarte mulți bani doar dând cu vopsea și făcând niște urme pe asfalt. De acolo au ieșit foarte multe bani. Nu mai mi-amintesc, domnule William Brâză, cine a dat contractul. Cred că domnul Lis i-a dat contractul, după care acel contract pentru parcările Dalia a fost prelungit, cred că și în mandatul domnului Băsescu, ca să nu greșim și să nu denaturăm istoria recentă a României. Și Videanu, cred că și era și domnul Videanu. Vremea domnului Lis ca să mă pot pronunța. Dar cum credeți? Așa s-au făcut averile în România, pentru că ne uităm în 90, mai toți românii, poate cu foarte mici excepții, 50, poate 100, toți averile aveau, s-au făcut din vopsea pe asfalt. Câteva sute de dolari, dacă le aveau și pe acelea. Doamna Grețulescu. Și ajungem acum la români care au peste, nu, 100 de milioane. Au unii și miliarde.